Vacanța elevilor nu va fi prelungită, iar școala va reîncepe din 8 noiembrie într-un scenariu care va fi decis printr-un ordin de ministru, care va fi anunțat vineri 5 noiembrie, a afirmat ministrul educației Sorin Câmpeanu în cadrul unei conferințe de presă. Două săptămâni de vacanță este maximum ce poate fi recuperat fără ca elevii să piardă, fără ca elevii să aibă datele examenelor naționale modificate. Drept urmare, în 8 noiembrie, școala va începe, a declarat ministrul. De săptămâna viitoare, de luni, copiii vor merge din nou la școală. Ce părere aveți? E foarte bine părerea mea că dacă stau acasă în Oiland, nu poate să învețe deloc față de cum învață la școală. Asta e părerea mea. Deci considerați că școala online nu este una eficientă? Eficientă pentru copii și ei rămân mult mai jos cu învățământul față de cum se duc la școală. Părerea mea. E o problemă. Dacă ar fi cu testare, s-ar schimba situația. Dar așa, în colectivitățile astea... Deci considerați că ei ar trebui testați la școală? Da, testarea în primul rând și... În funcție de gradul de infectare, izolați și tratați sau altceva. Eu aș zice că medicul de familie se implice în tratamentul la domiciliu. Scenariul va fi stabilit în urma consultărilor cu autoritățile sanitare, dar Sorin Câmpeanu a declarat că susține revenirea cu prezență fizică unde pot fi respectate măsurile sanitare. Asta e o bătaie de joc la adresa învățământului românesc, care a fost cel mai bun din 85, de când a dat-o pe Susana Gâdea la o parte, comuniștii, a pus-o pe Ana Moldovan, a venit Congresul, a venit Revoluția, generația asta n-a învățat, de-aia și politicienii ăștia au rămas în urmă, nu cunoaște istoria României. Domnișoară, nu pot să-mi dau cu părerea și nu să-și dea decât specialiștii, pentru că dacă politicienii își dau cu părerea în toate, de asta s-a ajuns aici. Avem specialiști care ei poate să spună să înceapă copiii școala sau nu. Specialiștii care își dau părerea, nu? Noi nu, că nu... Ministerul Educației va rămâne consecvent principiului că școlile trebuie să funcționeze cu prezență fizică în limita în care măsurile de protecție pot fi asigurate. Înțelegând dificultățile, analizând solicitările, am decis împreună cu colegii mei de la Ministerul Educației să reducem numărul de teze. La clasa a 8-a vom avea un număr de 2 teze în loc de 3. Deci toți elevii din gimnaziu vor avea doar 2 teze de susținut cu prezență fizică. Pentru liceu am redus numărul de teze de la 4 la 3, a precizat Sorin Câmpeanu.